După o absență de 11 ani, România a revenit pe scena frumuseții mondiale prin reprezentanta Bianca Elena Constantin, care a fost încoronată Miss Univers România 2009 pe 27 iunie în București de către Diana Mendoza, deținătoarea titlului Miss Univers 2008. Bianca a avut posibilitatea să viziteze, înainte de marea finală, câteva dintre cele mai importante orașe ale Statelor Unite ale Americii: Los Angeles, Las Vegas, New York City, Baltimore și Washington DC. În tot acest timp, ea a cunoscut personalități celebre precum Donald Trump, deținătorul licenței Miss Universe, Hugh Hefner, Anastasia Soare. În toată perioada premergătoare concursului Miss Universe 2009, Bianca a beneficiat de un program de pregătire în Los Angeles, sub îndrumarea unora dintre cei mai cunoscuți profesioniști din domeniul frumuseții: Teddy Bass, celebrul antrenor de fitness al vedetelor; Laura Moberg, make-up artist al vedetelor de la Hollywood; Tracy Cunningham, hairstylist; Fadil Berisha, fotograful oficial al organizației Miss Universe. Pe 23 august 2009, Bianca a concurat împreună cu alte 83 de țări, în Bahamas, pentru titlul Miss Universe 2009, în fața unui miliard de telespectatori din 180 de țări. La întoarcerea acasă, Bianca a devenit imaginea unor mărci renumite din New York City, Hong Kong, Shenzhen, Chicago și Londra. De asemenea, Bianca a devenit ambasadoarea Fundației Blue Heron, organizație ce are ca scop acordarea de burse studenților proveniți din centrele de plasament din România. Pe lângă toate acestea, frumoasa româncă s-a implicat și în campania Banca de Alimente a Crucii Roșii Române și în campania Brafit de promovare a luptei împotriva cancerului la sân. Activitățile ei au generat sute de articole în presa românească și internațională. Bianca a fost regină pentru un an. Acum însă a sosit momentul să dea coroana mai departe unei alte frumuseți care îi va călca pe urme.